Când albeam eu pânzele la râu, tipalacul le cânta din grâu, tu veneai cu fluierul la brâu. Rufele nelbite erau grele, m-ajutai să merg acasă cu ele, să spun focul dorurilor mele. Eu am fost bolnav de muzica populară. Mulțumiri doamnei Maria Ciobanu că a dat sens vieții mele. I-am căzut la picioare. La un an am aflat unde stă. Și când mi-a zâmbit și am zis, pe cine cauzi, mamă? Am leșinat. La mine la bloc erau poliție, salvări. Păi dacă nu mă găseam, o să-i dispărut. Ei, majoratul meu mi l-am petrecut în casă la Ion Bărănescu. Doamna Maria Ciobanu mergea cu metrou? Doamna Maria Ciobanu merge cu transportul în comun. Doamna Maria Ciobanu, doamna Irina Lovin. Asta chiar n-am spus-o niciodată. Alexandru Pătrașcu, bine ai revenit la Star Popular, un artist din tânăra generație. Nu știu dacă aș mai putea spune din tânăra generație, pentru că ești atât de vechi în muzica populară încât te consider deja unul dintre artiștii consacrați. Artist consacrat care a avut prilejul și norocul să aibă în preajmă cei mai mari artiști ai neamului românesc și pentru care sunt convins că mulți colegi te invidiază. Mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia de a povesti de această dată și așa cum fac și eu în podcasturile mele, începuturile, pasiunea și aspecte din drumul ăsta al cântecului popular românesc. Pot să spun și am și pe ce să mă bazez că sunt unul din cei mai răsfățați tineri, să spun așa, ai cântecului popular românesc și din absolut tot ce înseamnă tineret. Pentru că eu mi-am plimbat copilăria, adolescența, tinerețea, maturitatea printre toți mari interpreți de muzică populară. Eu am avut norocul să cresc la propriu, lângă doamna Maria Ciobanu, să am ocazia să dau mâna cu Ion Dolănescu, să-i sărut mâna Angelei Moldovan, doamnei Valeria Petre Predescu, doamnei Maria Butaciu, să fiu în culisele concertelor Tezaur Folcloric, unde am întâlnit toți artiștii, să văd copil pe Marioara Murărescu cum se impunea pentru un lucru, cum repeta un lucru până ieșea bine. Am fost în radio. Eu am crescut în sala radio. Eu am alături de doamna Eugenia Florea, ce realiza concertele de muzică populară, Violeta Ianculescu, Anca Negoescu, actualele realizatoare de concerte de la radio. Eu am crescut acolo. Regretata Natasha Arab, care prezenta concertele, eu am crescut acolo. În fiecare an căram brazi de Crăciun, la tren, pleca la Craiova cu ei. Am fost, cum îmi place să spun, copilul tuturor, copilul culiselor. Poate aflăm și lucruri de culise, pentru că tot ai crescut acolo. În presă ai fost, nu odată, arătat ca fiind unul dintre copiii pe care i-a crescut Maria Ciobanu, marea noastră artistă. Cum ai cunoscut-o pe Maria Ciobanu? Îți mulțumesc că ai pus întrebarea și ai spus exact cum se spune copiii pe care i-a crescut i-a crescut. Pentru că întotdeauna m-a deranjat și chiar mi s-au și înșelat niște chestii mai de mult, că copilul înfiat, că chestiile astea m-au deranjat și pe mine și nu știu dacă și pe dumnei, dar pe alții sigur i-a deranjat. Eu am fost bolnav de muzica populară. Nu mă întreba neapărat de unde, cum, cert e că numele, vocea, prezența doamnei Irina Login a fost cea care mi-a deschis mie ochii către muzica populară. Ulterior, doamna Maria Ciobanu, pentru care am făcut o pasiune și mai mare. 14 august 2004 a fost ziua în care doamna Maria Ciobanu
a avut un concert aniversar la Sala Palatului aici în București și familia Isaru, vecinii mei de bloc, m-au luat la acel concert. Teodor m-a dus în culise și ce pot să spun din acea zi, i-am căzut la picioare. Asta mi-a spus Teodor, că eu nu mai știu. La propriu? Da, el la propriu a căzut la picioare. În da. Fața reginei. Și știu decât că și pe Dunăi a buvnit-o plânsul, m-a luat în brațe și atât mai știu de atunci, că avea o pereche de cercei cu strugurași. Are Dunăi o pereche de cerceluși în formă de ciorchie de struguri. Și eu când am luat-o în brațe, ochii mei, fiindu-i la urechea dânsei, atât am apucat să și mai știu din ziua aia. Și mi-a mai dat un autograf pentru Alexandru Drăgălașu, mamei. 14 august 2004. Câți ani aveai atunci? Păi în 2004 vreo 14 ani, cam așa. Și la un an am aflat unde stă. Asta în 2005. Mama acasă, după amiază așa, dormea, tata la fel. Zic, mă duc pe afară, am cumpărat un buchet mare de flori și am plecat către Crângaș. Nu era nici podul făcut, nu era nimic, era fabrica de pâine veche, mergea un singur tramvai. Și am luat-o pe străduță, pe străduță, poartă cu poartă și am stat pe la poarta dânsei, că am întrebat, aici stă, aici stă, vreo două ore. Și era un plexiglas, curtea fiind mai în spate și eu băteam foarte, foarte încet. Vreo două ori așa am stat, dar nu mă deranja, nu. Până când o femeie trecând o dată m-a văzut, de două ori m-a văzut, de trei ori, a dat doi, trei pumni sănătoși în poartă așa și a plecat. Eu am rămas acolo. Și prin ziua aia cu senin afară, soare frumos, văd o siluetă că vine pe coridor, prin plexiglasul ăla se vedea așa blurat. Eu, un copil cu niște flori în sus, așa, deschide o femeie poarta, cu un capod, plăcată normal, cu părul strâns, și ne-am rămas blocat unul la altul. Nu era doamna Ciobanu. Doamna Ciobanu era. Doamna Ciobanu, doamna era. Ciobanu doar era. Că nu era îmbrăcată nu ca era un nimic, artist. Am rămas așa la mine. Și când mi-a zâmbit și am zis, pe cine cauzi, mamă? Am leșinat, îți dai seama. Și am venit plânsul. Ce să mă întreba cine ești, al cui ești, de ce ai venit, eu plângeam. Și acum ții minte că m-a chemat în curte, m-a băgat în curte, avea niște invitați la masă și mi-a pus o... A te invitat în curte? A, da, dar sigur că da. Dar și mai amintise momentul nu, de la nu, sala nu, nu, l-am povestit eu, dar nu, nu, îți dai seama. Na. Deci te-ai invitat la masă? Da, mânca la mama, dragul mami, știu că plângi din aici, uite mă, copilă. Ții minte că mi-a pus o... M-a pus la masă, ce mi-ar da mie de mâncat? O ciorbiță așa, cu verde era, cu verdețuri, cu... Am stat, m-am liniștit și mi-a zis, hai, stai aici, că mă duc să mă îmbrac. Tot în curte acolo, mai oameni buni. Și când are o curticică așa micuță, un foișor și... Marius, când am văzut că iese îmbrăcată în costum popular și aranjată și... Ai de capul meu, vai de capul meu, cum să uit eu așa ceva? Și îmi zice că, dragul mami, eu plec la o nuntă cu Ionuț la Slatina. Era și Ionuț Domnescu acasă? Da, da, era și domnul Ionuț. Și se uită așa la mine și se uită, vrei să mergi cu mine? Dă-i seama că... Și mi-a zis, du-te în bucătărie și sună pe mama ta și spune-i că mergi cu mine, că te iau, na, copil, nu-și facă griji. Ai tăi nici măcar nu știau că tu te-ai dus să de bagi la poarta Mariei Ciobanu. Și m-am făcut, că nu știam numărul, nici nu știu dacă aveam telefon mobil sau nu știu. M-am făcut că sună, în orice caz, da, da, am vorbit. Și am fost cu doamna Maria atunci la Slatina. Era un restaurant până simțim Slatina pe dreapta, a cântat acolo, vai de mine, vai de mine, vai de mici. Nu poți să-ți imaginezi, nu poți să-ți imaginezi ce a fost în sufletul meu. E, s-a terminat dimineața când am ajuns acasă, la mine la bloc erau poliție, tot blocul în fața, chemați, salvări. Păi dacă nu mă găseam, o să-i dispărut.
Te-au dat părinții discuri? Păi da, că eu am zis, m-am făcut că sunt. Și eu, de-aia nu mai puteam eu, că... Și acum mă văd printre toți așa mergând, am fost la nuntă cu Maria Cioban. Și de atunci am început să stau pe capul dumneavoastră și m-am tot dus. Mergeam de la că școală. Cred că prins drag de tine încă de la început, că altfel nu cred că băga pe oricine în curtea dumneavoastră și punea la masă așa cum s-a întâmplat. Să știi că peste ani de zile mi-a dezlușit mie misterul ăsta, mă, de ce m-a acceptat. Că putea să, da. Eram pe 1 ianuarie după un revelion prin 2008, cam așa. Și dintr-o dată îmi spune în mașină și spune, Alexandre, știi de ce te-am ținut eu după mine și te țin după mine? Pentru că așa mi-aș fi dorit, când mă uit la tine, așa mi-aș fi dorit și eu să fi stat lângă Maria Lătărețu. Așa mi-a zis. Și probabil a văzut că sunt un copil sincer, nici vorbă de cântat atunci sau de ceva. Foarte atentă cu școala, cu... Te întreba. Da, sigur. Dar tu ce ai venit așa de vreme? Tu n-ai școala sau nu? Și așa m-am ținut după dumneai ani de zile și am... Vezi? Deci tu chiar mergeai aproape în fiecare zi la dumneai? Da, sigur că după da. După școală mergeai la... Da, eram eu la concurență cu Ilie Mândoiu. Ilie mai este... Era cineva. Ilie este... cel mai vechi, mare fan al dumneiei, cum spune el, e fanatic și, bine, mult mai mare Dan ca mine, o știa dinainte, tot așa, admirator. De-aia seama, rivalitate, fan, care să stea mai mult cu dumneiei, care să... Și vreau să spun că am avut... Deci asta se întâmplă... Eram eu clasa a 8-a. Îți spun și de ce, pentru că la sfârșitul clasei a 8-a, am dat capacitatea, da, nu bacalaureatul, la capacitatea și eu deja începusem să hârcâi cu cântatul, vreau și eu să cânt. Eu îi spusesem, doamna Maria, vreau, uitați că și eu aș vrea să cânt, ia cânte-mi Alexandre. Ai ceva, dar ai vocea în schimbare. Vezi, eu acum toate chestiile astea le văd pentru că am trecut prin ele, dar... Dacă mie atunci n-a avut cine să-mi explice cum e treaba, cum alea. De aici și greșelile pe care, probabil, cu siguranță le-am mai făcut în această lume artistică. Și mi se pusese rău de tot. Fata mi-a zis, du-te la liceu de muzică, fă niște exerciții, canto, alea. De unde să știu? Și mi-aduc aminte și acum că... Înainte cu 2-3 zile de proba, de selecție, de admitere pe posturile alea, s-a cam chinuit domnul Ionuț Dolnescu cu mine, stătea în drumul taberei atunci și seara mă chema la dumneavoastră lui acasă și cea cu țin minte că avea pianul și mă punea să cânt acolo. Eu nu știam ce înseamnă să fii atent la ureche muzicală, aritmă. Cântat. Și a și fost cu mine. O mare mândrie era pentru mine, erau toți băieții de la bloc, vecinii mei, și acum, țin minte, avea o mașină Toyota verde, cu piele albă, era atunci la Antena 1, făcea acea emisiune Folclorul Contraatacă și a venit cu mașina și m-a luat de acasă. Îți dai seama, mândria mea la bloc, nu, cine? Eram Dumnezeu. Și a fost cu mine la liceul de muzică, domnul Ionuț Dolănescu atunci. Ionuț Dolănescu, că aici vreau să ajung, cum te-a primit? Că Maria Ciobanu te-a luat ca pe propriul ei copil până la urmă, prin preajma dumnei. Da, Ionuț, cum te privea? Eu era mult mai tânăr și dumnealui. Îl salut cu respect pe această cale și mulțumesc pentru tot, pentru toate amintirile frumoase pe care m-a ajutat să mi le fac în această viață. Comoara mea pe care la bătrânețe am să o pun într-o carte. Știi cum, acum cum gândesc eu, eram mult mai tânăr de ani și la acea vreme era cam cum sunt eu acum, un tânăr, cum să zic, dintr-o părinți celebri, un era tânăr pentru că încă de atunci mă tot spunea să-i spun Ionuț.
Zi-mi, Ionuț, zi-mi... N-am putut niciodată să spun. Și dumnealui, ținte, avea hammerul ăla, Doamne, cine mai mergea cu hammerul prin București decât eu? Și asta vreau să am fost la liceu de muzică, mi-a explicat, vezi că muzica e grea. Muzica o înveți cântând. Adică nu m-a luat să zică, domne, bagă-l și pe el că e pila sau nu. M-a lăsat, mai ales doamna Maria, să mă lovesc cu capul de toți pereții. Pentru că eu n-am intrat la liceu de muzică atunci. Nu? Nu. Cine-i dezamăgit-o? Nu. N-a fost dezamăgită? Nu. Dar de ce n-ai intrat? A avut, nu m-a condamnat, mi-a și spus, mamă, nu, vrei să-ți spun, încă nu ești pregătit, dar meritai să intri la liceu de muzică pentru că nu ești pregătit, dar învățai. N-am să spun ce a spus despre o persoană de acolo, deci mi-a dat dreptate. Mi-a dat dreptate în sensul că a crezut că am șansa să fiu acolo și trebuia să fiu să învăț. Și mi-a zis, Alexandre, mamă, înveți cântând, din greșeli. Pentru că dacă acum pot să spun că mă controlez, am stilul meu și poate mai dau și eu un sfat cuiva, e că mie toată copilăria și partea de început a activității mele, eu n-am auzit la doamna Maria să-mi spună, bravo, ești făcut, ești cel mai... Nu, nu e bine. De la cap. Ajunsesem, cântam în mașină așa de mult încât nu vreau să mai... Eu care vreau să cânt, nu vreau să mai cânt, că te făcea cu... Dacă cu moralul, să... că nici nu înțelegea exact, dacă nu știi. Că îți spunea, vezi că ești sub ton, ești peste ton. Ce e ăla, unde e și de unde începe, unde se termină. Dar mi-a prins bine și am devenit autodidact. Am început ușor, ușor, m-am mai luat, mă mai punea să cânt. Uite, eu am pus startul carierei mele, să-i spun așa, deși e un cuvânt prea mare pentru mine personal, deși alții ar spune că am o carieră. Pe 8 septembrie 2006 m-a pus prima dată, adică am cântat în duet. Am și niște fotografii de atunci, la Galați. Nu vreau să spun în mașină ce a urmat când ne-am întors. M-ai făcut de râs, n-ai văzut că ai fost sub ton acolo, să... Nu mai conta. Era exigentă. Dar treaba asta, vreau să spun că o făcea și cu copiii dumneai, deci nu... Dar și cu... chiar și cu imprimările dânsei, că mai... mă punea să... Mai ascultam CD-uri vechi, cu imprimări vechi de ale dânsei și spunea, ei, uite aici, un pic așa, ei, uite aici. Deci, o exigență totală, totală la meserie. Doamna Maria Ciobanu a fost ceea ce e lucru recunoscut de toată lumea. Vârful vârfurilor, din orice punct de vedere artistic. Și de asta vreau să-ți spun că mi-a plăcut să stau pe lângă oameni de la care am ce învăța. Vezi tu, stând pe lângă atâția oameni, mai auzi una alta, mai ai tendința copilărie să mai duci vorba, să mai... greșeli. Eu nu spun că nu am avut și eu greșelile mele, dar cred că greșelile mele au fost urmărite și speculate de alții mai mult decât era cazul, mai mult decât era necesar. De aici vreau să lămuresc toate pentru deauna, că toată lumea cu doamna Maria Ciobanu, că m-a avut ceva sau... Nu! Nu a existat niciodată treabă de copil în fia de ce a scos presa și... Nu! Iar replica dumneiei atunci ceva mai acidă a fost luată pe surprindere, nu de subiect în sine, cât de ce i s-a spus, mă rog. Repet, au avut alții grijă să se bucure. În schimb, mi-a dat Dumnezeu și mulțumesc Dumnezeu pe această cale că mi-a dat ocazia să trec în parcursul vieții mele și în cartea vieții mele faptul că am avut-o pe doamna Maria Ciobanu și la emisiuni, când făceam emisiuni, a fost alături de mine. Când am fost naș, mi-a cântat doamna Maria Ciobanu. Când am aniversat, nu mai știu, 10 ani, nu știu câți ani de activitate, pe lângă regretatul Petrică Muțu Stoian, pe lângă mari, mari artiști,
A fost și doamna Maria Ciobanu, unde a acceptat să cânte cu mine în duet. Bine, de mai multe ori am... Și văzând anumiți oameni că am început ușor, ușor să... Da, să fac ce îmi place, aș spune eu, au încercat să mă îndepărteze de dânsa, dar... Au existat astfel de persoane care vă băgau bețe în roate? Da, pot să-ți spun o replică doamnei Maria pentru cineva, că nu-mi spui mie după 60 de ani de carieră ce să fac și unde să mă duc. Referitor la mine, că o invitasem și acceptase. Și cineva i-a spus că, ce te duci la ăla, că nu-mi spui mie unde să mă duc. Lucru ce îmi dovedește mie că a ținut la mine ca om în primul rând. Pentru că ca artist nu cred că o pot mulțumi niciodată. Nu poți mulțumi pretențiile absolutului. Dumnezeu fiind absolut în muzica populară. N-ai cum să mulțumești. Dar atâta timp cât vreau să-mi fac meseria asta cinstit și să nu îmi bat joc de meserie, să nu îmi bat joc de cântecul popular și cântecul de suflet al românului, și aici mă refer prin mesaje, prin melodii în sine, pentru că mi-ar fi și mie mult mai ușor financiar să-mi revin, să trag două, trei manele sau ceva, dar nu că nu pot să le cânt. Nu îmi place, pur și simplu. Rămân așa, cine mă place bine, cine nu iară bine. Cred că a acceptat lucrul ăsta și faptul că îmi place să cred că știe că a purtat un copil ca mine pe un drum al vieții unde își poate câștiga o pâine bună, albă și curat, cred că e mândră și Dumnezeu. Când a fost cel mai mândră de tine în momentul în care ai început să cânți și ți-a văzut evoluția? Când te-a felicitat pentru prima oară? Îmi spuneai că nu scăpai de exigențele și rigurozitățile sale. Prima laudă a fost când am început eu să prezint emisiuni la Estrada TV. Culmea, nu a fost laudă, că ce frumos cânti. Alexandre, îmi place cum prezinți. Alexandre, tu ești bun făcut pentru așa, bravo. Și rămâneam așa uimit din când în când, mă mai și suna, și că am butonat și te-am văzut acolo. Bravo, bine. Ce îmi spunea pe urmă, nu mai spun, că ce te-ai apucat să chem, să faci, ți-am zis, ai grijă cu cine faci, dregi. Și când am imprimat albumul, m-am gândit mândru să-ți cânt, această piesă i-a plăcut și încă o palmă, vezi, cu piesa asta am înflorit eu un pic, așa am avut o perioadă până să închei o altă perioadă ulterioară socotele cu această carieră, am început bine, ăla a fost primul meu boom, așa, și mi se cam urcase la cap. Eram la dumneai în curte, să vorbesc despre spectacolul pe care îl făceam. Și cineva îmi spune, tot așa, ce piesă, că nu știu ce. Și eu am avut o replică, zic, știe toată țara piesa asta și o iubește și tu nu o știi. Și mi-a zis, între patru pormăcici, Alexandre, mamă, e frumoasă piesa, o cânti frumos, mamă, dar vezi că ți se urcă la cap cam repede și nu prea ai pe ce să te sprijini. Dă seama că palma asta pentru mine m-a ascultat și m-a auzit la realitate. Mă, ce, pe ce mă încânt eu? Pe ce? Pe 30 de persoane care m-au oprit pe stradă și pe 1000 de like-uri? Nu e chiar așa. Să mă dezamăgești. Da, dar mi-a spus-o frumos, în sensul că... Bun, vezi cum e, încep, dar e începutul. Ho. De-aia și accepta să vină la spectacol, că mi-a zis, vezi că eu am venit, ai început, te-am susținut, ai de învățat. Că ai făcut, mi-a spus că ai făcut un spectacol mare și că ai cântat cu mine, asta poate pentru tine înseamnă cel mai mare lucru, dar aici dacă nu te menții, n-ai să faci nimic.
Da, ulterior, cum au intervenit și problemele, am și răcit relația cu dumneavoastră. Eu n-am mai căutat-o. La ceva timp, la un an și aproape 2 ani, am sunat-o în America. Mi-am făcut eu curajul meu să o sun, deși nu știu de ce îmi trebuia curaj, pentru că nu era supărată pe mine. Nu, aveam, Doamne ferește. Și mi-a zis, Alexandre, am mai întrebat de tine. Lucru ce știu că am oameni care au mai întrebat, dar Alexandru, ce mai faci în timpul ăsta? Și din când în când am mai vorbit, dar, repet, dacă alți artiști spun acum că și-ar fi dorit să cânte cu doamna Maria Ciobanu, eu sunt nu știu, dar și dacă aș fi avut banii din lume, n-aș fi putut să cumpăr așa ceva. Așa mi-a fost mie viața. Dar în tinerețea ta, în momentul în care ai cunoscut-o pe doamna Maria Ciobanu, cu domnul Ion Dolonescu, regretatul mare artist, ai avut ocazia să-l cunoști atunci, în acea perioadă? Te vezi, cum totul se aleagă, eu când spun că am avut și o spun mereu, cea mai frumoasă, cea mai... Uite, încă, acum spun încă un motiv și tu sau cei dacă ne urmăresc să tragă concluzia dacă eu am fost un răsfățat al vieții sau nu. Toți își fac majoratul, na, visul oricărui copil majorat. Ei, majoratul meu mi l-am petrecut în casă la Ion Dolănescu. Actuala casă în care locuiește Ionușa, da, din Cai Matei. Pe Cai Matei, da. Uh-huh. Când am făcut unde se făceau petreceri de altfel răsunătoare. Eu am fost și la ultima zi de naștere a lui Ion Dolănescu în casă. Și am ascultat, chiar l-am și filmat, cântând melodia pentru nepoțel. Am fost acolo. Când am făcut 18 ani, m-am dus la doamna Maria acasă, bineînțeles, cu un tort, era și domnul Ionuț, la mulți ani, mamă, Alexandru, la mulți ani, să trăiești, să nu știu ce. Și pe seară îmi spune doamna Maria, că băi, Alexandru, eu mă duc sus să mă îmbrac, că m-au chemat ăștia de la TVR, că eu, așa cu țin minte, e o emisiune televoting, asta pentru ajutorare ceva. Și a fost invitată și doamna Maria Ciobanu și mi-a zis, vrei să mergi cu mine sau vrei să te duci cu Ionuț și la taică sus să-l cunoști și pe el? N-am spus nimic, dar așa cui văd reacția, mergând spre sufragerie, răzând și că hai du-te și la Dolănescu să-l vezi și pe el. Și m-am dus cu domnul Ionuț, avea niște invitați domnul Ionuț la domnul Dolănescu acasă, niște fini ce aveau de vorbit pe acolo, și acolo am niște fotografii, acolo mi-am făcut eu majoratul. Și am mâncat, prima și ultima dată în viața mea, pastramă de oaie. Nu ți-a plăcut? M-a trimis, era la masă domnul Dolescu și mi-a zis, băiatule, du-te până în bucătărie și vezi ce face cu mâncarea aia. Și m-am dus pe hola și pe mine m-a izbit un cum minus. Cum abia te cunoscuse și te trimitea la bucătărie să vezi ce... Da, că nu mai venea mâncarea și erau la masă, discutau acolo cu invitații, domnul Ionuț, ce discutau acolo. Și nu mai venea mâncarea și m-a trimis, du-te, ia vezi ce face, nu mai aduce mâncarea. Și m-a izbit pe acolo miros așa de... Eu care nu suport nici vie să văd oaia, da, să mai și mănânc din ea. Și de dragul dumnealui m-a pus chiar lângă dânsul și carnea prăjită acolo și mămăligă lângă. Luam așa cât un firicel de carne și o mână de mămăligă mare. Și tot făcea, ia că e bună. Da, și așa mi-am făcut eu majorat acolo, așa am făcut eu 18 ani. Cu pastrama de oaie. Și cum a evoluat relația și cu domnul Dolănescu? Vezi, atât de bonlav am fost de doamna Maria Ciobanu, încât n-am gândit să-l mai fi căutat să... Vezi, acum aș da orice să-i mai cer un sfat și dumnealui. Legat de muzică, legat de... Dar așa a fost. Îmi pare rău. Aș fi vrut să... Știu că i-am cântat atunci ceva, dar era hărmălaie, gălăgie... Și văd așa a plecat, era destul de bun răvior de... și frumos, frumos băiatule, frumos, frumos.
Dar îmi pare rău acum că m-aș fi dus la poartă direct să-i cânt. Să... Anii au trecut, tu ți-ai construit o carieră de care cred că cei care ți-au călăuzit pașii sunt tare mândri de tine. Și de faptul că, iată, nu doar muzica este singura preocupare a ta, ci și media, mass media, aduci în fața reflectoarelor alți mari artiști pe care îi promovezi la Imbold Media, acolo unde e acel podcast din care și Star Popular se mai inspiră din când în când. Care a fost evoluția cu mare artistă Maria Ciobanu? Spuneai că la un moment dat s-a întrerupt legătura cu dumneaei și că ați mai vorbit din când în când la telefon. Acum? Am vorbit anul trecut, ultima dată. Am așa pe suflet... Nu știu ce să spun. Ultima dată când am sunat, m-a întrebat de sănătate, de... Parcă ceva mă ține să o sun. Știi de ce? Pentru că trec des intenționat prin fața casei dânsei și nu știu acolo. Și parcă nu-mi dă o stare de confort. Abia aștept. Da, când a fost ultima dată în țară, eram eu într-o perioadă a mea de refacere, chiar mi-a zis, că păi când a fost acasă, de ce n-ai venit să mă vezi? Vezi? Dar apropo de... Să nu deranjezi, să nu... Da, și această treabă, să nu deranjezi, să nu spună alții că, domne, iar te legi de Maria Ciobanul, deși eu cred că lucrul mai frumos pe care l-a făcut acest om, că a dat sens și a arătat calea fără să vrea unui om în viață, lucru mai frumos nu poți să-l faci. Ce poți să faci ca pământean decât acest lucru? Dar referitor de începuturi, Marius, vreau să spun că acum asta chiar n-am spus-o niciodată. Știi ce îmi pare rău? Că am crescut între toate culisele astea, dar eu niciodată n-am știut să întreb și de dedesubturi. Și m-am lovit de nedreptăți pentru că eu n-am știut cum să fac aranjamentele și am pus la suflet și m-am măcinat foarte mult. Eu n-am știut cum să fac dedesubturile, de exemplu, festivalelor, concursurilor, că premiul e aranjat. Eu nu le-am știut. Se practica treaba asta pe bineînțeles. Premiile aranjate? Și vreau să-ți spun că toate astea pe mine mă măcinau, știi? Că mă mergeam și eu, ba luam o mențiune, ba nu luam nimic, ba luam... Și vedeam abonații cum erau. Mie nu mi-au spus. Și așa a fost și cu liceul de muzică. Târziu le-am înțeles. Dacă nu ai pe cineva să ți le explice, să-ți spună, măi, aia, uite, și acum țin minte, primul festival în care am luat și o premiu a fost la Bistrița Năsăud și m-a luat tot doamna Eugenia Flore. Hai mă să te iau la festival, că eu vreau să cânt cu orchestră, asta era plăcerea mea, de-aia mă duceam în festival, să cânt cu orchestră. Să cânt eu, să mă registrez și eu să mă aud, nu dă premiu. Dar e o afacere ca peste tot. Dar uite că anii au cernut 3/4 din cei cu care eu atunci m-am întâlnit. Și care luau premii în festival. Și care luau premii. Și alții care erau așa, astăzi au devenit, poate, rușine pentru muzica populară. Ai vreun lucru primit de la Maria Ciobanu la care ții enorm de mult? Ceva de suflet? Că tot ziceai de zile, aniversare, bănuiesc că mai primeai din când în când ceva de la Dumnezeu. Așa ce am luat eu într-o zi, mi-a spus, hai Alexandre, că vreau să fac curat într-un dulap sus. Și am găsit o cămașă de asta bărbătească populară și mi-a zis, după asta mă uitam că știam eu că mai am una de asta. Portocalie și cămașa aceea, o am la care țin foarte cadou. Da. Și așa, bine ajunsesem să păstrez de la dumneai dacă mergeam prin oraș și dădea, eu știu, să luam un pateu sau o merdenea, eu păstram și ambalajul, că mi l-a luat domnul. Da.
Așa am un plovul, am o pereche de pantofi de-ai dumnei. Îi mai ai? Îi am, pentru că alea mi-au ajutat de mi-au scăpat din incendiu, alea mi-au scăpat. Și bineînțeles că nu mi-a zis, ia mamă, plovorul și pantoful cadou. Când pleci, Alexandre, iei și astea și le arunci. Și eu nu le-am aruncat. A, spunea să iei să arunci niște lucruri? Da, că făcuse curat și, păi, normal că nu le-am aruncat. Iar mi-aduc aminte când am stat o săptămână la Sinaia cu dumnea ei, avea casa la Sinaia atunci și cu Nicolas, băiatul doamnei Leontina. Mi-aduc aminte că am cotrobit toată casa aia cu dumnea ei și avea multe, multe discuri. Toate discurile lui Gică Petrescu le avea în casă, așa că mi-a rămas în cap. Toate discurile le avea și multe, multe. Avea un pian la etajul 1 al vilei și în fiecare zi mă punea să apăs câte o pe o clapă și să reproduc sunetul, vezi? Urechea, să formeze urechea muzicală. Eu nu știu ce sunet scoteam acolo, dar îți dai seama că nu scoteam un sunet, același sunet, dacă spuneam, tu n-auzi ce, cum faci ăla și cum faci tu, dar dacă nu... Și noi aveam un dormitor sus, așa frumos, în casa aia mare, enormă, dormeam într-o mansardă mică, frumos, ca în povești. Țin minte că m-a luat cu nepoțelul dumneai atunci, prin toată Sinaia, prin pădure pe jos, Dumnezeule, aulă. Cred că am putea înregistra ore întregi de povești legate de ceea ce ai trăit alături de marea noastră artistă. Vreau să-mi spui cât a contat prezența Mariei Ciobanu pentru cariera ta. Tot ce fac eu în această activitate, carieră, tot ce trăiesc eu și cum trăiesc eu, este format de acest om. Tot. Nu știu, eu nu știu ce aș fi fost dacă n-aș fi auzit-o cântând pe femeia aceasta. Nu știu ce aș fi făcut. Nu știu, aș fi fost un afacerist, aș fi fost un vânzător, aș fi fost... Nu știu. Dar ce fac și o să fac până la moarte, e luminat și drumul e indicat de... Maria Ciobanu. Doamna Maria Ciobanu. Doamna Irina Login. Aici vreau să ajung. Irina Login, pentru că am tot citit prin presă, că și dumneai te-a plăcut. Cum ai cucerit-o și pe Irina Login? Când mergeam în festivaluri, am fost concurent la Vălinii de Munte prin 2006-2007, nu mai știu, la festivalul Irina Login. Și dumneai mi-a dat premiul de popularitate atunci. A, nu erau aranjate. Nu. Nu, nu ce aranjate, nu. Țin minte că înainte cu o seară am fost cu niște colegi din liceu la o petrecere și eu dimineața am plecat de la, pe la Crângaș, de la Hotogari, direct la Vălin de Munte. Nu, unde? Și erau aranjate altele, în schimb, alte premii mai mari. Dar unde e doamna Irina? Știu eu și acolo. Și dumnei a insistat și mi-a dat premiul de popularitate și a spus unei membre din juriu care mi-a și spus, trăiește, dacă vreodată o să vrea să spună, eu n-am să dau nume cu cine m-a comparat, a zis, ăsta cântă mai frumos decât Xulescu. Da, da. Asta mi-a spus doamna respectivă. Și uite că anii au trecut și am ajuns să fiu și invitatul doamnei Irina Login în momente grele în acea perioadă. Adică o a doua renaștere a mea, doamna Irina Login m-a renăscut și m-a readus pe scenă, o renaștere grea, după o perioadă grea. Și n-am, de-aia spun, nu există altul mai cu o viață, cu, hai să rămânem la tică, sunt tânăr, cu o tinerețe și o copilărie mai frumoasă ca a mea. Cât ai încercat să... Da, alții poate au avut tone de aur, tone de... Nu se compară cu nimic. Nu se compară cu nimic ziua în care mergeam cu doamna Maria pe la piață. Nu se compară cu nimic emoția pe care eu am trăit-o în metrou, când dintr-un vagon plin de oameni, bară la bară,
Când a intrat doamna Maria Ciobanu cu o pălărie îmbrăcată civil normal și s-a pus pe un scaun, s-a făcut un gol enorm. Dar cum doamna Maria Ciobanu mergea cu metrou? Doamna Maria Ciobanu merge cu transportul în comun. Pentru că este un om simplu care nu are nicio reținere de a da mâna și cu un cercetător și cu un președinte de țară. Deci în metrou la tixit de lume, s-a ridicat întâmplător cineva care cobora, s-a pus doamna Maria, eu pe bară, ținându-o de bară lângă dumnea ei, și de la cel mai mic copil până la cel mai vârstă, s-a făcut un gol enorm în care toată lumea cu liniște dădea din cap respectos salutându-o. Bună seara, ce vrei mai mult la atât? Sau la piață, să ia un chil de roșii, a vrut să-i dea toată taraba de roșii. Și a bovinit-o pe femeia aia plânsul când a văzut cine. Da, iată, un colos muzical, dar pe atât de simplu în viața... Printre oameni, țin minte că mergeam pe stradă și aveam așa un tic. Mergeam cu dumneai, nu ei vorbea, eu vorbeam și când treceam pe lângă cineva, eu întotdeauna întorceam capul să văd dacă ăla se uită. Bineînțeles că majoritatea se uitau. Dar știi de ce? Cu gândul doar mă ține și pe mine minte. Nu numai pe dumneai. Irina Login sau Maria Ciobanu? E o întrebare, știu, la care nu cred că poți să găsești răspunsul, dar chiar sunt curios pe cine iubești mai mult. De iubit, iubesc în măsură egal, dar am de făcut mulțumiri doamnei Maria Ciobanu că a dat sens vieții mele și mulțumesc doamnei Irina Login că m-a renăscut în cel mai greu moment al vieții mele. Sunt două mari interprete care au contribuit enorm la ceea ce ești tu acum. Văd că ai și lacrimi în ochi pentru ceea ce mărturisești. Am, Marius, că sunt cel dintre cei mai cei cu aceste amintiri și cu aceste lucruri. Chiar și la primele imprimări, când eu am făcut primele imprimări, m-am dus la doamna Gheorghița Nicolae să mă ajute cu piesele, nu știam exact cu zonele, cu alea, eu vreau piesele mele, că asta mi-a spus doamna Maria, să faci piesele tale, poți să le cânti pe ale mele pe toate, poți să le iei să le cânti, dar nu o să faci nimic cu ele, Alexandre, mamă, pentru că lumea le știe și întotdeauna vei fi aia. Ca să-ți faci tu repertoriul tău. Să-ți faci tu, să fii tu, să faci. Da? Și am vorbit cu Mihai Călușaru. Vreau să fac imprimări. Făcut eu rost de 2-3 piese, am arătat la dumneavoastră vreo una, două. Da, atât te costă. Bă, de unde? Când aveam un leu. I-am cerut mama, a făcut și ea rost de niște bani și m-am dus la doamna Maria. Doamna Maria, vreau și eu niște bani să mă împrumut. Și a început. Bă, Alexandre, mamă, ți-am spus să ai răbdare. Eu vreau și eu la televizor ca alții. Ți-am zis să ai răbdare. Ai vocea în schimbare. Tu nu vezi că nu ești stabil pe tonuri, pe alea, nu mă interesa, eu vreau să apar la televizor. Și acum, după ce mi-a ținut morala, mi-a adus bani și că ia, du-te, treaba ta ce faci? Și când le-am adus să le asculte, a zis, pentru început nu e rău. Nu e rău deloc. Ia cântă așa cu steu de așa. Și mi-a zis, te vezi, trebuia mai întâi să le înveți bine. Că eu abia le învățasem, le-am și imprimat. Vezi, trebuie să le cânt și asta spunea. Ei, Alexandre, pe timpuri aveai orchestre de amatori unde puteai să te duci să vă duceți voi tinerii să învățați gratuit să cântați. Acum unde să te duci? Și nu mi-a mai luat bani înapoi. Eu m-am ținut de cuvânt, m-am dus să-i duc banii și nu mi-a mai luat. Ce sume se învârteau atunci la înregistrări? Nu știu, nu erau, cred că m-au costat vreo 1500 de lei, vreo 15 milioane vechi, vreo 5 piese și de la dumneavoastră am luat vreo 8. Deci cam jumate am luat de la, dar nu, mi-a și zis, lasă, dacă ți-am dat, nu. Cu Ionuț Dolănescu au existat oareși tensiuni după acel eveniment neplăcut până la urmă de la acea televiziune în care s-au spus lucruri neadevărate? Nu. Nu au existat tensiuni. Nici nu am vorbit cu dumnealui, dar nu știu de ce ar exista. Eu, sunteți în relații... Eu nu-mi permit să spun că acum am o relație cu Ionuț Dolănescu, de exemplu, pentru că
și eu nu-ți dorănescu. Eu sunt eu, dumnealui e dumnealui. Dar niciodată nu... Și nu i-am ieșit din cuvânt. Tot ce m-am învățat am încercat să pun în aplicare. Dacă eu știu, l-ai fi deranjat sau l-ai fi supravoluată cu ceva, Doamne ferește, cum? Am atâtea să pentru atâtea să-i mulțumesc omului acesta. Nu. Din noul val muzical, vezi pe cineva, vreo interpretă care să nu să le egaleze, să ajungă așa, pe aproape de notorietatea și valoarea Mariei Ciobanu sau a Irinei Loghin? Marius, au fost multe care au început foarte frumos. Și s-au pierdut pe drum. Și-au stricat stilul. Eu nu înțeleg de ce nu mai cântă și ele, vorbind de femei, da? Mai să pună un pic de suflet. Cântă robotic, dacă scoate una o piesă cu și prinde două zile ca am iubit doi ochi verzi, ea face ca iubit doi ochi albaștri. Păi, da, nu știu, voci bune, Doamne ferește că sunt, dar asta lipsește, Marius. Eu mă uitam și nu știu, mă uitam la mari de artiste, vorbind de femei. Băi, Marius, sunt născute cu o aură. N-ai cum. Eu am văzut la doamna Maria Ciobanu, am văzut puștani, uite, chestii de băieți de București pe o stradă când mergeam cu ei, care n-au nicio treabă cu lumea asta. Ei, și totuși dacă era la semafor să uita și nu știa de unde s-o ia. Deci te făcea să întorci capul să te uiți. Mă, de unde parcă știu, o știu de undeva pe femeia asta. E adevărat, atât Maria Ciobanu cât și Irina Loghin sunt ca niște icoane. Dar nu, te face să... Nu știu. Mi-aș dori ca cineva vreodată să-mi spună și mie în viața asta, când ai fi bătrân cel puțin, mă uit la tine sau la dumneavoastră ca la ce... Nu, e ceva ce nu... Și totuși nu le-a luat mințile treaba asta. Asta e, asta, pe treaba asta mor eu. Că nouă pentru fiecare... Apariție. Cine mai e ca noi? Cine? Da, da. Eu mi le imaginez stând așa pe niște jilțuri și uitându-se în jos la noi, la generația mea vorbesc, nu? Și săraci, uite cum se îmbată cu apă rece. Eu așa, nu. Spune-mi despre cariera ta muzicală, pentru că știu că urmează să ne faci surprize. Am un... Dă-mi voie să fiu și eu intru în clișeele clasice și să spun că am un material în lucru la Chișinău. Am un material. Vreau să fac niște imprimări noi și cu Orchestra Mugurelu și cu maestru Dascăl. Că toată lumea vrea la Chișinău, când spui Chișinău, toți vor la Nicolae Bodgros. Iată că mai sunt și alții. Sincer, nu am vrut să-l deranjez pe maestru Bodgros. Știu cât de aglomerat e și având în vedere că-s primele mele imprimări la Chișinău, le fac cu maestru Dascăl. Sunt primele imprimări după mulți ani de absență. Nici n-am mai imprimat în ultimii ani și vreau să fac niște piese tot așa frumoase. Ce-am mai iubit eu, ce-am mai tras eu, ce-am mai... Despre viața. Ale mele. Îți conturezi viața personală în melodiile tale? Da, bineînțeles. Bineînțeles. Lucrez foarte mult cu doamna Rozica Petra. Și îmi spune, da, ce vrei să... Dumnezeu știe. Bun, faceți-mi o piesă așa, dar textul tot eu îl fac. Nu, până nu știu, chiar și când filmez o piesă sau o cânt undeva, până nu am eu chichița, mi-aduc aminte de vreo aventură de-a mea sau ceva, să știu eu că e acolo. Păi, unde să te găsească pretendentele? Până să mă caute pretendentele, am să-i rog pe toți cei ce mă urmăresc să rămână alături de pagina mea oficială de Facebook, Alexandru Pătrașcu Oficial. Am și TikTok, dacă vreți să știți, Alexandru Pătrașcu Oficial, și încerc să împărtășesc cu cei ce mă urmăresc, mă apreciază, mă iubesc. Eu n-am să spun niciodată fanii mei, știi cât mă deranjează cuvântul ăsta, mor când îl aud, am fani, pretendentele să-mi scrie pe Facebook și... Și restul
Deci, canal de YouTube... Alexandru Pătrașcu Oficial, da. Alexandru Pătrașcu Oficial, dar și Alexandru Pătrașcu by Imbold Media, unde îți vizionăm unde... podcastul. Și apropo de podcastul, Marius, și îți mulțumesc că ești printre oamenii de televiziune care apreciez ce fac. Eu fac interviuri de personalitate. Așa cum tu astăzi mi-ai făcut mie, eu încerc să fac tuturor artiștilor din muzica populară. Să... Aș vrea ca, cum au spus și mulți, măi, dau un interviu, dacă cineva vrea să afle ceva despre mine peste 20 de ani, să se uite la el. Nu scurpă doi, hai să vedem, să hâhâim trei ori, două ori acolo, să râdem aprost și să nu înțelegem nimic. Și mulțumesc celor care urmăresc, că apreciază, și chiar apreciată. Sunt în top. În trending. În trending, asta am să spun. Da, în trending am văzut că n-apar decât manelele. Nu știu cum ai ajuns acolo. Am eu un trending mai personal și sunt în el acolo e permanent. E perfect așa. Sunt convins că sunt vizionate podcasturile tale pentru că ai invitați de valoare și poveștile lor sunt, dacă nu suculente, ci cel puțin interesante. Îți doresc mult succes pe mai departe, atât în cariera muzicală, cât și cea, iată, din media, unde faci întotdeauna lucruri exemplare. Și îți mai doresc totodată să nu uiți valorile care, iată, ți-au întins o mână și ți-au acordat toată încrederea lor. Îți mulțumesc din suflet și să știi că atunci când am pierdut eu cam tot ce aveam, să știi că nu am plâns și nu am suferit mai mult decât după lucrurile, nu bani și alte bunuri chiar financiare. După toate chichițile pe care eu le-am adunat de la fiecare artist. O cămașă de colo, un brâu de colo, o bluză, o șapcă, o ceva, le adunasem. Alea sunt cele mai importante. Și încă o dată mulțumesc tuturor ce mă urmăresc, mă apreciază și ție că te-ai gândit să mă faci și cel anchetat. Să nu mai fiu eu anchetatorul. Alții sunt care anchetează, noi doar intervievăm. Sper exact. Să n-ajungi pe mâna celor care anchetează. Nu. Nici nu cred că... Sunt cinstit. Un interviu cinstit, iată, cinstit. Am avut parte, îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc din suflet.